De peste un secol, pe 8 martie, sărbătorim în fiecare an Ziua Femeii și totuși tradiția sa îndelungată în calendarul sărbătorilor românești este necunoscută. În multe țări, 8 martie este considerată prima zi a primăverii. Alte popoare susțin că, de fapt, pe 1 martie începe natura să renască după iarnă. Pe de altă parte, românii sunt de părere că 24 februarie, dragobetele, marchează începutul primăverii. Ziua Femeii a fost sărbătorită pentru prima oară acum 105 ani, în anul 1911. În anii 70, 8 martie a fost declarată sărbătoarea oficială și zi liberă Uniunea Sovietică. Tot în această perioadă, evenimentul a devenit recunoscut la nivel mondial. Fiind asociată cu primăvara, ziua de 8 martie este legată simbolic de flori. Mai exact, mascota internațională a sărbătorii este laleaua. Această floare reprezintă primăvara și gingășia, deci trebuie oferită femeilor de ziua lor. Dacă încă mai porți mărțișorul primit de 1 martie, continuă să o faci. Se spune că fetele care poartă mărțișorul în perioada 1-9 martie vor avea noroc tot anul. Florile nu sunt singurul lucru pe care bărbații îl dăruiesc femeilor de 8 martie. De la produse cosmetice până la bijuterii, orice dar e binevenit câtă vreme femeia este în centrul atenției. Sucevenii au luat deja cu asalt arabele de flori, semn că se pregătesc să își surprindă iubitele sau mamele.